ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Ministerul Sănătății anunță că s-a autosesizat în cazul femeii din Ștefan Vodă, diagnosticată cu botulism, care a chemat de mai multe ori ambulanța, dar a fost neglijată de medici. De săptămâna viitoare, călătoriile cu trenul în cupeu până la Moscova sau Sankt Petersburg ne vor costa mai puțin. Democrații s-au mai pricopsit cu un deputat comunist, Alona Babiuc, ajunsă în Parlament în locul Oxanei Domenti, a aderat la fracțiunea PD. Până la noapte, Moldova este sub cod galben de ploi abundente și vânt puternic. Precipitațiile de azi vor crea probleme mâine, deoarece la noapte se așteaptă înghețuri. Mai multe despre vreme ne spune colega noastră, Sabina Hirianov. Sabina, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor! Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul galben de vânt puternic și ploi abundente va expira la noapte după ora 10. Meteorologii atenționează că mâine dimineață va fi ghețuș pe toate drumurile din țară, în condițiile în care la noapte vor fi temperaturi negative, iar pe alocuri vor fi ninsori. La noapte, în regiunea de nord a țării vor fi minus 3 grade, iar în capitală 0 grade. Gheața însă se va topi mâine dimineață din cauza temperaturilor pozitive. Totuși, site-urile meteo internaționale scriu că în următoarele 24 de ore va ploua în continuu în țară din cauza ciclonului sudic care traversează țara. Meteorologii noștri au emis și o avertizare hidrologică, astfel că din cauza temperaturilor pozitive din ultimile zile, gheața a început să se topească, așa că pescarii sunt atenționați să nu iasă pe gheață. Atât despre vreme. Tatiana? Sabina, îți mulțumesc. Se ieftinesc biletele pentru călătoria cu trenul spre Moscova și Sankt Petersburg. Cei care vor alege să meargă în capitala rusă în cupeu vor plăti cu 200 de lei mai puțin. Oferta este valabilă în perioada de 12 februarie 31 martie. Biletele pentru destinația Chișinău-Sankt Petersburg se vor ieftini cu 240 de lei și vor costa 2016 lei. Potrivit purtătorului de cuvânt al CFM, în această perioadă fluxul de călători este mai mic, iar prin reducerea biletelor se dorește creșterea numărului de pasager. Potrivit statisticilor, anul trecut cu 20% mai puțini oameni au ales să circule cu trenul în comparație cu 2016. După GLC și alți producători de lactate ajung sub lupa Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, specialiștii au efectuat controle și au prelevat 80 de probe care urmează să treacă testul de laborator. Cei de la ANSA anunță că vor verifica și produsele de import. Soții Ilie și Tamara spun că după scandalul iscat sunt mult mai atenți atunci când merg la cumpărături, mai ales când vine vorba de lactate. Analizează fiecare pachet și doar după asta îl pun în coș. Chiar astăzi am luat unul și ne-am uitat. Cred că l-am luat, da. E clar, data și procentele, dar erau alături un fel de unde acela mai mult îmi place. Dar nu, mama, acolo în genere nu se înțelegea. Sunt întâlnă și ce, o luăm la 15% undeva. Mai sus nu luăm, cât e mai sus, cu atât e mai reproducție. Jiri, bilchii, uglevode, și unii cumpărători au recunoscut că nu au încredere în ceea ce scrie pe etichete, iar alții mizează pe bunul simț al producătorilor de lactate. Citesc etichetele, nu știu dacă corespunde conform ce e scris, dar după gust diferă de cele românești, hai zicem așa. Я обычно не рассматриваю составляющие этих продуктов. Хочется верить своему государству. Oamenii susțin că tot mai des evită să cumpere produse lactate din magazine. Lactate totuși mă stăruie să procur de la persoanele fizice de la țară. Întâmplător sau nu, această femeie care vinde lactate în stradă susține că a avut cumpărători destui. A rămas doar cu un borcan cu smântână. Vine de câteva ori pe săptămână din Criuleni ca să facă ceva bani. Am avut smântână, două borcane și vă 4 bucăți de brânză. Am ajuns și imediat s-a vândut. Și lapte, am avut 4 sticle de lapte și s-au vândut repede. De grăsimi vegetale nici măcar nu a auzit și asigură că vine doar cu produse naturale. Grăsimi vegetale. Grăsimi ăsta e untul de la smintană. Așa, dar vegetale, plante. Nu. Numai laptele curat cum este, smântână o alegem aparte și chifirul și rămâne, îl punem în cuptor și facem brânza. Laptele luăm dimineață proaspăt călduț cum este, imediat venim la piață. Am încercat să intrăm și la hălile cu lactate din piața centrală, însă echipa noastră nu a fost lăsată să intre. Este un obiect privat, șeful lui. Eu răspund. Între timp, cei de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că au discutat cu reprezentanții de la mai multe ministere
și agenții despre măsurile ce urmează să fie întreprinse pentru a asigura calitatea bună a produselor lactate. Pe lângă JLC, ANSA a efectuat verificări și a prelevat probe și de la alți producători din țară, iar acestea au fost expediate la Centrul Republican Diagnostic Veterinar pentru analize de laborator. Totodată, în zilele următoare ar urma să fie testate și produsele importate. Scandalul substituirii grăsimilor animaliere cu cele vegetale înlactate a izbucnit săptămâna trecută, în urma unor teste de laborator efectuate de Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare. Studiul a fost făcut la comanda Fundației Este Europene, care este finanțată de investitori străini. În total au fost examinate 126 de eșantioane de produse autohtone, dar și de import, cumpărate în perioada septembrie-noiembrie 2017. Potrivit rezultatelor, un sfert din acestea nu au trecut testul, iar lider la conținutul de grăsimi străini ar fi JLC. Compania neagă acuzațiile. Nu contează cât e de boțită mașina, important e că merge. Un șofer a fost surprins la volanul unui adevărat boț de fiare. Mașina nu avea nici geamuri, era fără oglinzi, dar și fără plăcuțe. Ce spune poliția, aflați în câteva momente. Democrații mai au un deputat în Parlament. Comunista Alona Babiuc a aderat la fracțiunea PD. Dumneavoastră ați majorat componența fracțiunii încă cu o prostitutcă politică. Felicitările noastre. Domn președinte, mergeți înainte. Nu, eu realitatea vorbesc, eu nu aiuresc, absolut. Realitatea poate fi exprimată literar. Frumos. Dacă cineva în această sală deprinde deseori să meargă în casă de toleranță și să comunice cu prostituatele, vă rog frumos să nu extrapolați acest comportament și mod de gândire aici, în sala plenului Parlamentului. Deputata Alona Babiuc a ajuns în legislativ pe listele comuniștilor în locul Oxanei Domenti, după ce ultima și-a depus mandatul. Acum fracțiunea PD are 42 de deputați, fiind cea mai numeroasă. Igor Dodon s-a înscris în competiția declarațiilor simbolice cu 52 de apeluri pro-statalitate. Le-a înșiruit pe Facebook în replică la valul mișcărilor unioniste inițiate de mai multe localități care au semnat pentru unirea cu România. Șeful statului a adunat peste noapte de 4 ori mai multe primării care ar vrea ca Moldova să fie stat suveran. Am descoperit însă un primar care spune că nici nu știa că satul său era în lista lui Dodon. Grătiești este a 13-a localitate care a semnat declarația de unire cu România. Decizia a fost luată ieri de Consiliul Local. 10 consilieri au votat pentru, un democrat s-a abținut, iar 4 au absentat de la ședință. Astfel, pentru unire, la Grătiești și-au dat votul consilieri liberali, cei din partidul lui Iurie Leancă, un democrat și un consilier din mișcarea antimafie. Cerem Parlamentului de la Chișinău să se întrunească în ședințe extraordinare în care se discute chestiunea unificării Republicii Moldova cu România. Este o poziție civilă, dacă civică, dacă doriți, fiindcă în spate ale fiecărui consilier stau alegătorii și atunci când alegătorii pe noi ne întreabă, chiar cer. Decizia ar fi fost luată la solicitarea localnicilor din comună. Frați români, cum să spune, poate și la îndeprut. Asta e ceva normal ar fi. De o limbă suntem, o întrai am avut, am fost împreună cândva. Da, noi suntem toți români, toți suntem români. Da, eu am casa mea, tu ai casa ta. Acțiunile au loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. În replică, Igor Dodon, indignat, a publicat astăzi o listă cu 52 de primării care ar susține statalitatea Republicii Moldova. Într-o postare pe Facebook, președintele se adresează unioniștilor. Ideologii unioniști au obținut exact inversul la ce și-au propus. În loc de unire, vor primi patriotism pentru Moldova. A scris acesta. Printre localitățile din lista lui Dodon se numără satul Ciobanovca din raionul Aneninoi. Primarul de acolo spune că o asemenea propunere au avut secretarii socialiști din organizația teritorială, însă nu a fost convocată ședința Consiliului. Eu nu pot să vă spun și valoarea are declarația asta, pur și simplu eu aș socoti așa că si un apros, cum spune aprosul ăsta, să vadă guvernarea noastră, să vadă președintele noastră, care e procentul pentru Uniunea Europeană și care e procentul pentru Federația Rusă. Oamenii din sat nu au fost consultați, susține primarul. Să ne unim cu România, nici nu vreau să aud. Străim aici, în țara noastră, și zvii și nevas, nici ei stăpân pe noi. Eu vreau Moldova să iei de lucru și să iei sănătate. Străim bine, dar restul...
și pentru, și pro, și contra. Liberalii cred că primarii ar fi fost constrânși să semneze pe lista pro-statalitate a lui Igor Dodon. Cel puțin un primar spune că habar nu avea că a fost inclus. N-am știut despre declarația asta și n-am știut că suntem în lista primarilor care primește declarația despre statalitatea țării. Mă știți, susțin propunerea asta. Purtătorul de cuvânt al președintelui explică confuzia spunând că declarația ar fi fost semnată independent de consilieri în absența primarului. Anterior, Igor Dodon ceruse convocarea Consiliului Suprem de Securitate pentru ca subiectul unionismului să fie pus pe ordinea de zi, iar fracțiunea PSRM din Parlament spunea ieri că va solicita ca cei care promovează unirea să fie sancționați penal. Ministerul Sănătății anunță că s-a autosesizat în cazul femeii din Ștefan Vodă, care a chemat de mai multe ori ambulanța, dar a fost nevoită să meargă la spital cu autobuzul. Instituția a creat o comisie care va examina situația, iar rezultatele vor fi anunțate pe 20 februarie. Cei vinovați vor fi pedepsiți, se spune într-un comunicat de presă. Victoria Carauș se află acum în secția de terapie intensivă la Spitalul Toma Ciorbe. A fost adusă în stare gravă având botulism, iar acum se simte mai bine. Șoferii de microbuze luați la ochi de poliție și fisc, aceștia nu oferă bilete, nu au aparat de casă și nici nu spun câți pasageri au lunar. Pentru început, oamenii legii au inițiat o campanie de informare și au împărțit pliante despre regulile de transportare. De luna viitoare, însă, șoferii s-ar putea trezi cu amenzi de până la 4.500 de lei. Vrem să vă oferim un pliant în cazul în care, pe viitor, o să aveți nevoie de informații legate de impozite, taxe. Ne puteți arăta biletele pe care le oferiți? Biletele? Ele sunt și toate scris aici, câți bilete am... Cei de la trolebuze duc o evidență. Dumneavoastră le registrați undeva? Tot pe chat este tot. Deși acest șofer de microbuz ne-a spus că au oferit bilete, totuși din cei 12 pasageri, doar unul avea tichet, cel de lângă șofer. Da, aveți bilet. Получил, когда сел маршрутку. Surprinzător, campania e nemulțumit pe unii călători. На каком основании вы остановили транспорт? Дайте нам ехать, мы спешим. Unii șoferi de taxi cred însă că această informare se face de ochii lumii. Pe pagina dumneavoastră, fiscală, n-aveți nicio informație, nici pe pagina primăriei, nu e cine, unde, câte taxe îți plătesc. Pentru ce îți plătesc? Dumneavoastră nu vă faceți atribuțiile. Numai că faceți o leacă de publicitate, mă. Că ia ca noi lucrăm, dar voi nu lucrați, voi stați degeaba și primiți salarii degeaba. Încercăm să le respectăm. Aveți bilete pe care le oferiți? Da. Ne le puteți arăta? Păi eliberăm bonul cu contorul și când pasagerul achetă, noi eliberăm bonul pasagerului. Polițiștii și responsabilii de la fisc au împărțit pliante prin care i-au informat pe șoferi că trebuie să aibă licență, aparat de casă, să ofere bilete călătorilor, dar și să declare benevol venitul obținut. Ei trebuie să elibereze tuturor călătorilor bilete de călătorie. Deci putem spune că microbuzele din capital activează ilegal. Asta se depistează doar în cadrul controalelor. De ce credeți că această ilegalitate de ani buni a devenit o obișnuință? Este, nu vă pot spune, cred că este o practică formată, na, nu știu. Nimeni nu exclude posibilitatea când să ne merim într-un accident rutier. Acel tichet pe care noi îl primim este dovadă principală pentru noi că noi am fost transportați cu această unitate de transport și respectiv putem să apelăm mai departe la organele de abilitate, așa să ne asigurăm viața și sănătatea noastră. În cadrul campaniei Fionest Transport Legal vor fi distribuite peste 5.000 de pliante în toată țara. Din martie, șoferii prinși pe picior greșit riscă de la 1.500 până la 4.500 de lei amendă. 64 de militari turci își vor petrece restul vieții în închisorile din Turcia. O instanță de la Ankara i-a condamnat pentru că aceștia ar fi implicați în tentativa de lovitură de stat din vara anului 2016. Alte 100 de persoane au fost achitate în același dosar. Potrivit instanței, cei condamnați la închisoare au complotat pentru puciul eșuat și ar fi trimis cursanți ai Academiei Militare să se confrunte cu civili care se opuneau loviturii. De la evenimentele de acum 2 ani, 50.000 de persoane au fost arestate. În plus, 150 de mii de profesori, funcționari publici și militari au fost demiși. Nu contează că mașina e făcută praf, important e că merge. Cel mai probabil la aceasta s-a gândit un șofer care a fost surprins pe drumuri cu un automobil boțit din toate părțile, fără geamuri, fără oglinzi și unde mai pui că nu avea nici plăcuțe cu numere de înmatriculare. Poliția nu a reacționat deocamdată.
Imaginile cu automobilul mototolit, cel mai probabil în urma unui accident rutier, au fost filmate ieri în apropiere de localitatea Dânceni-Ialoveni de către un alt conducător auto. Din ele se poate vedea că mașina, care aproape se dezmembrează, este boțită rău, fără niciun geam întreg și nu are nici plăcuțe cu numere de înmatriculare. Ignorând aceste detalii, șoferul circulă nestingherit pe șosea, iar viteza nu este tocmai redusă. Solicitați de ProTV, reprezentanții poliției nu au oferit deocamdată comentarii referitor la acest caz și ne-au spus că vor reveni cu detalii. Potrivit lor, acest lucru este acceptat numai dacă un șofer a fost implicat cu mașina într-un accident rutier, în urma căruia nicio persoană nu a avut de suferit și au fost avariate doar vehiculele. În așa cazuri, conducătorul auto poate să-și ducă automobilul de la locul accidentului acasă sau la un serviciu auto. Regiuni întinse din Europa tremură de frig, dar pentru trei polonezi nu este suficient. Ei au început un experiment în care își propun să stea timp de 100 de ore la minus 50 de grade. Oczywiście oddziaływanie niskiej temperatury pozostaje, natomiast no, w razie jakichś trudności ze zdrowiem mamy możliwość szybszej reakcji niż już tam właśnie w warunkach naturalnych. Cei trei bărbați vor să vadă cum reacționează corpurile lor la temperaturi extreme. Mai multe detalii despre experimentul la minus 50 de grade aflați în câteva minute la știri. Liberalul Mihai Moldovanu și încă patru funcționari de la primărie, numiți de Dorin Chirtoacă, vor rămâne fără funcție. Se întâmplă din cauza că direcțiile lor au fost absorbite de altele. Noua structură elaborată de Silvia Radu a fost ieri susținută de consilierii socialiști, comuniști, dar și de cei din partidul lui Iurie Leancă. Primăria va rămâne cu 9 direcții din cele 14 existente până acum. Proiectul Silviei Radu prevede ca Direcția Sănătate împreună cu Direcția Fondului pentru Susținerea Populației să fie înghițite de Direcția Generală Asistență Socială. La fel se va întâmpla cu Direcția Agriculturii, care va fi absorbită de Direcția Generală Economie. Direcția Culturii se va lipi la Direcția Educație, Tineret și Sport, iar Direcția Socio-Ecologică va trece la Direcția Locativ-Comunală. Direcțiile Transport, Comerț, Finanțe, Arhitectură și Direcția pentru Protecția Drepturilor Copiilor vor rămâne neschimbate. Șefii direcțiilor absorbite vor rămâne fără fotolii, inclusiv liberalul Mihai Moldovanu. Majoritatea angajaților își va păstra funcția, ne asigură primărița. Odată cu reorganizarea, toți vor fi preavizați. Urmează ei să accepte dacă funcțiile care le ocup se regăsesc în noua structură, inclusiv și șefii de subdiviziuni. Liberalii au criticat reforma. Unde-i madamul ăsta? Unde-i țața, cum o cheamă? Țața Silvia. Bine, stimați colegi, nu e reforma respectivă, da? Unde este expertiza economică? Unde este expertiza juridică? Ceea ce se întâmplă la ora actuală e aducerea haosului. Stimați în colegi, direcțiile municipale. În schimb, socialiștii, adversari declarației Silviei Radu, au votat proiectul acesteia criticând liberalii. Niciun proiect măcar pentru municipalitate nu a prezentat. Redenumiri de străzi, declarări de ani, a ros fundul de scaun toți anii cât a fost aici. El a adăugat plus 30 de kg, l-ați văzut. Silvia Radu a declarat anterior că vrea să reducă numărul de direcții pentru că ar fi prea multe și ar consuma prea mulți bani. Direcția agricolă pentru care noi am fost pentru ca să fie lichidată, acum prin ceea ce se face, de fapt ea nu este lichidată. Ea se comasează cu direcția patrimoniu. 400 de mii de lei erau cheltuiți pentru salariile. Acum aceleași 400 de mii vor fi cheltuite de direcția patrimoniu. Aici unde e forma? Primăria Chișinău are 1500 de angajați, iar 20% din funcții sunt vacante. S-au gândit că nu-i vede nimeni și au jefuit un magazin din capitală. Este isprava a doi tineri de 22 și 24 de ani care au fost surprinși de camerele de supraveghere, dar și de un paznic care i-a pus pe fugă. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum paznicul magazinului s-a luat după unul dintre hoți, însă acesta a reușit să fugă. Ulterior, cei doi au fost identificați și reținuți. Potrivit poliției, ei au furat produse cosmetice în valoare de 300 de lei și riscă până la 7 ani de închisoare. Diplomele Universității Șevcenco din Tiraspol vor fi recunoscute de autoritățile din Chișinău. Este vorba de actele de studii eliberate începând cu anul 1992. Fiecare pas cât de mic ne duce pentru a găsi o soluție acestui conflict care durează deja de mai mult de 25 de ani. Decizia a fost luată de executiv, documentele de acolo vor fi apostilate după standardele europene și nu vor conține simboluri de stat sau alte însemne. Astfel, tinerii din partea stângă a Nistrului vor avea posibilitatea să-și continue studiile peste hotare.
Misiune dificilă în Taiwan, unde echipele de intervenție depun eforturi pentru a găsi supraviețuitori în urma cutremurului de marți. În jur de 60 de oameni sunt azi dispăruți, iar șansele ca să fie găsiți în viață sunt mici. A crescut între timp și bilanțul victimelor. Sunt 10 morți și peste 200 de răniți. Sala de sport a unei școli din orașul Hualien a devenit adăpost temporar pentru 200 de oameni, locuințele cărora au fost avariate sau distruse în urma cutremurului. Această femeie spune că nu era acasă când pământul a fost zguduit, dar și-a făcut griji pentru fiul și mama ei care se aflau în locuință. Imaginele surprinse în orașul Hualien arată cel puțin 5 clădiri care s-au înclinat puternic. Parterele blocurilor sunt distruse, iar salvatorii caută printre ruine, în speranță că vor găsi supraviețuitori. La operațiunile de salvare participă aproape 650 de militari și 750 de angajați ai poliției și pompieri. Până acum, 230 de oameni au fost salvați, dar încă 60 sunt dați dispăruți. Autoritățile au anunțat că vor aloca bani pentru victime. Cutremurul de 6,4 grade s-a produs marți, aproape de miezul nopții. Cel mai mult seismul s-a resimțit în nordul Taiwanului, unde pagubele sunt mari. 1800 de familii au rămas fără lumină, iar la 40.000 de clădiri a fost întreruptă alimentarea cu apă. Totodată, pe unele poduri, circulația a fost închisă. În 2016, un seism cu magnitudinea de 6,4 grade a ucis 117 oameni în Taiwan. Dragostea plutește în aer la o grădină zoologică din orașul american Detroit. Animalele au avut parte de o cină romantică. Odată ce se apropie ziua îndrăgostiților, îngrijitorii s-au gândit să resfețe viețuitoarele care și-au primit hrana în cutii în formă de inimă. Urșii polari și-au primit porție de mâncare în formă de inimă roșie, iar vizitatorii au fost încântați să vadă cum animalele se bucură de cina neobișnuită, pregătită de îngrijitori. It's a fun event where we invite our guests to come out and get up close and personal while we give them special treats. Today we've seen penguins and otters, camels, seals, polar bears and wolves. Lupii au fost răsfățați cu bunătăți, au primit carne în cutii în formă de inimă. De arătat, cadoul a arătat bine. Singura problemă a fost că a durat puțin până când au desfăcut cutiile. Îngrijitorii spun că gustarea are rolul de a bine dispune animalele. Totodată, când organizează astfel de evenimente, numărul vizitatorilor crește și înainte de Crăciun, animalele au primit cadouri comestibile. Experiment neobișnuit gândit de trei polonezi, aceștia vor să înțeleagă cum e să trăiești la temperaturi extrem de scăzute și cum reacționează corpurile lor în aceste condiții. Astfel și-au propus să stea timp de 4 zile la minus 50 de grade Celsius. Experimentul se petrece într-un laborator la o universitate din Cracovia. Aceasta este capsula frigului de la Universitatea Tehnologică din Cracovia. Încăperea de 200 de metri pătrați este plină cu zăpadă. Temperatura este menținută la minus 50 de grade Celsius, iar echipamentele din interior sunt în stare să imite vântul și lumina funcționează ca cea naturală, scade treptat în intensitate la apropierea serii. Oczywiście oddziaływanie niskiej temperatury pozostaje, natomiast no, w razie jakichś trudności ze zdrowiem mamy możliwość szybszej reakcji niż już tam właśnie w warunkach naturalnych. Un alpinist, un expert în tehnici de supraviețuire și un ciclist sunt cei care au fost de acord să stea în acest laborator 4 zile. În acest timp, o echipă de medici, biochimiști și psihologi va studia felul în care condițiile arctice le afectează organismul, dar și comportamentul și gândirea. Będą zadania związane z różnymi technikami odpalenia, przygotowania płomienia, przygotowania ognia. Będą to metody typu feather sticks, będą metody typu pierzaste patyki, będzie kora brzozowa. W tym wypadku będziemy to robić przy ekstremalnie niskich temperaturach. Będziemy mogli sprawdzić, jak się zachowuje sprzęt. Będziemy mogli sprawdzić, jak wytrzymałe są nasze ubrania na wyprawy w góry. Będziemy mogli też zobaczyć i obserwować nasze organizmy, jak się zachowują w ekstremalnie niskich temperaturach. Totodată o echipă de tehnicieni le pregătește provocări suplimentare, cum ar fi o accidentare sau defectarea echipamentului. Experimentul a început ieri și se va încheia sâmbătă. Nu și-a putut stăpâni furia, un hocheist al echipei Ottawa a bătut un adversar și a fost cu greu oprit de arbitrii. A primit și o pedapsă drastică.
which is off the mooring, and look out. Well, Alexander Burrows went out to Taylor Hall. Taylor Hall crushed him with the hit. Devils should get something out of this. Look at the knee to the head as well. Alex Burrows de la Ottawa s-a supărat foc pe Taylor Hall, jucătorul echipei New Jersey, după câteva ciocniri în timpul meciului. Burrows l-a doborât pe adversar și l-a lovit de câteva ori cu pumnul, dar și cu genunchiul în cap. Liga Nord-Americană de Hockey l-a suspendat pe Burrows pentru 10 meciuri, jucătorul fiind obligat să plătească și o amendă de $134,000. Ottawa a câștigat partida cu New Jersey, scor 5-3. Între timp, una dintre cele mai titrate echipe din NHL, Boston Bruins, și-a prelungit seria de victorii. A patra consecutivă a fost cea cu New York Rangers, scor 6-1. Bergeron a reușit dubla. Boston, echipa care a cucerit de 6 ori cupa Stanley în trecut, ocupă la moment locul 2 în conferința de Est. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!